regiunea marină Catopirhos. Potrivit declarațiilor purtătorului de cuvânt a poliției cipriote, nava turcească a urmărit nava de patrulă cipriotă, deschizând foc pentru a avertiza și a obligat să se retragă din regiune, unde patrula pentru evitarea unor intrări ilegale de migranți. Cazul este investigat de Ministerul Apărării a Republicii Cipru. Începând de astăzi, vor fi aplicate noi reguli și măsuri pentru persoanele vaccinate și cele nevaccinate în spațiile de alimentație interioare, precum restaurante și baruri. Până la finele lunii august, în toate locațiile de distracție sau divertisment interioare, cinema, teatru și baruri, vor avea acces numai persoanele vaccinate, cu condiția că nu vor sta în picioare. Trei simboluri vor fi însemnate la intrare în spațiile de alimentație și divertisment pentru cei care vor intra și vor prezenta fie certificat de vaccinare, fie certificat de boală. Acestea vor fi scanate cu ajutorul unei aplicații. Controlele vor fi intensive pentru a asigura respectarea măsurilor de afacere și anunțurile au fost foarte dure. Liderul Sirgele Cisica a programat președintele executivului și la comunitate că aplică deliberat o strategie dezvinătoare făcând greșeli criminale împotriva nației. Viteza de răspândire a noi cuprinderi, dar cu precădere în rândul populației sub 40 de ani, generează o intensă preocupare executivului grec. Epidemiologia atrag atenția pentru un risc ridicat al răspândirii în condițiile în care